Acum câteva luni am făcut un videoclip în care am testat 10 mituri în Fortnite. Iar astăzi o să testăm 20 de mituri în Fortnite. Dacă mai aveți videoclipuri de genul, să continuăm seria, să facem 40 de mituri în Fortnite. Dați acolo un like să strângem la acest videoclip peste 150 de like-uri și dacă strângem 150 de like-uri înseamnă că mai vreți această serie. Urez vizionare plăcută la acest videoclip pentru că este super șmecher. Tankul rezistă la falling damage. Hai să vedem. What? Bă, nu și-a pierdut deloc viața și cred că am descoperit și un nou glitch. Dacă folosesc un shockwave și apoi sar pe această pânză de pe engine, o să mă arunce mult mai departe. Da. Dacă tankul cade pe tine, o să te omoare. Prima dată îl distrugem, o să bubuie. Acum mergem, alergăm sub el. Da. O să repar tankul. Un campfire. Da, bă, merge, ești prost? O să deschid safe-ul folosind aceste C4-uri. Am pus 12 C4-uri pe ușa asta la safe. Ia să vedem, ne dăm puțin mai în spate. Și... da. Dacă mâncăm un thermal fish, apoi folosim thermal scope assault rifle, când o să scoatem scopul, efectul de la thermal fish o să se anuleze. Nu merge. Există un bug prin care poți să elimini recoil-ul de la noul SMG din Fortnite. Din câte puteți vedea, când trageți, ținta se duce foarte, foarte sus și gloanțele se duc foarte aiurea. Ca să nu mai aveți recoil, tot ce trebuie să faceți este să trageți puțin de ținta atunci când trageți. De câte ați putut vedea, gloanțele se duc în aceeași direcție. O să te neci în Fortnite. Dacă ești la o înălțime foarte mare, sunt șanse mult mai mari să vină păsările epice și legendare la tine. Mergi. Aceste ventilatoare îți dau damage. Nu îți dau damage. O să zbori cu Battle Buzz-ul. Hai să vedem dacă merge. Merge frumos la statuie aici și... da, chiar mergi. Dacă strici roțile unei mașini, apoi vii cu acest repair torch și repar mașina, o să îi pună roțile înapoi. Poți să urci un NPC pe un launchpad. Hai să vedem. Da, mergi. C4 poate să distrugă aceste ventilatoare. Hai să vedem. Am pus 3 în fiecare colț și... tankul poate să distrugă pereții de metal. Hai să vedem. Nu merge. Dacă arunci un butoiaș de shield pe jos, apoi te urci într-un tank și mergi cu tankul lângă, shield-ul o să crească. O să pescuiești cu tankul. Da, merge și asta. Cu repair torch-ul poți să repari absolut tot ce este de metal. Picăm această remorcuță și acum... da, merge să o reparăm. Poți să dai foc unei păduri cu acest repair torch. Merge!